Dacă unele persoane își schimbă opiniile după cum bate vântul, altele sunt ferme și nu le poți îndupleca sub nicio formă, iar această calitate poate fi influențată și de astre. Capricorn, nici măcar nu te obosi. Într-adevăr, vor să-i mulțumească pe cei din jur și să-i facă fericiți, dar nu vor duce la capăt un plan pe care îl consideră imposibil. Nu poți controla un astfel de capricorn pentru că este mereu cu un pas înainte. De fapt, tu ar trebui să fii cea care se lasă controlată de un capricorn, având în vedere că știu mereu ce se întâmplă. Scorpionului îi face plăcere să ofere și să tolereze multe lucruri doar pentru a fi amabil cu celelalte persoane. Însă amabilitatea nu este neapărat o caracteristică a scorpionilor, iar încercarea de a-i controla va scoate doar cei mai rău din ei. Vei observa că odată ce încerci acest lucru, va fi ca și când ai vorbi cu un perete. În general, balanța nu se lasă impresionată de oameni pentru a le permite să o controleze în vreun fel. Are tendința de a trăi o viață solitară, de a depinde în întregime de ele însele, așa că numai ideea de a lăsa o altă persoană să le controleze este aproape de neconcepută. Balanța prețuiește intimitatea și spațiul personal. Relatează click pentru femei.ro.